dacă în evul mediu sexualitatea nu era un subiect tabu, astăzi a devenit un subiect tabu, deși interesează din ce în ce mai mult. Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție, timpul să vorbim. Da, așa cum vedeți pe ecran, astă seară discutăm despre sex și sexualitate, despre sexualitate în general. Iată cum apare și pe ecran, e timpul să vorbim. Bună seara, Cosmin Georgescu. Bună seara, Florina Drăgălin, ție și telespectatorilor, care sunt un număr foarte mare, după cum știu. Un invitat tare drag mie, cu care pot să discut pe orice temă, oricând. Chiar și pe tema sexualității. Este sexul un subiect tabu acum? Este, dar noi le conspirăm. Asta ne-am astă seară. Să dăm la o parte un tabu. Cel mai frumos lucru e să dai la o parte un tabu. Cel care a reușit pe deplin lucrul ăsta a fost Sigmund Freud. Riscăm și noi în seara asta. Riscăm. Vreau să le spun prietenilor noștri care ne privesc să nu plece din fața televizorului, pentru că vom aborda... Nu, cu asemenea titlu nu pleacă, sigur. Da, nu, n-am vrut să-i țin neapărat în fața televizorului cu titlul, dar chiar despre asta vorbim. Vom împlini. Și se pot uita și copiii, pentru că au ce auzi, și mai ales părinții, pentru că au multe de transmis copiilor lor. Pentru că eu sunt mama unei fetițe și nu ascund faptul că la 11 ani e timpul să vorbim. Nu are mari curiozități, pentru că adaptat vârstei am încercat să-i transmit informații așa, adaptat vârstei, încât să nu tresară. Dacă vede o goliciune, dacă vede, da, știe când să își întoarcă privirea, când deja devine obscen. Ecranele sunt invadate de imagini obscene. La ore de maximă audiență, când copiilor nici nu le trece prin minte să meargă la culcare. Da, da. Despre toate acestea o să vorbim. Dar eu propun, Florina, să o luăm istoric, fiindcă lucrurile n-au stat întotdeauna așa. Și împreună să abordăm și latura medicală, latura psihologică, latura educațională, latura socială. Aș începe, Florina, prin a spune că niciun domeniu al vieții noastre active nu este lipsit de sex și sexualitate. Dar fiindcă e titlul pe ecran, hai să lămurim ce este sexul și ce este sexualitatea. În primul rând, sexul e mai tabu decât sexualitatea. Mai întâi să spunem ce înseamnă tabu. Tabu e un lucru de care nu se vorbește deschis. Și de lucruri de care nu se vorbește deschis, se vorbește pe la colțuri. Și știu ce înseamnă. Da. Deci tabu. Despre sex și despre sexualitate nu prea se vorbește. La oră, pe stradă. Dacă vorbești pe stradă despre sex, sigur întoarce cineva capul. Sigur. Să vorbim noi despre interesul sex, este mare, nu? Doar că este un subiect tabu, din păcate. Bun. Zic eu. Deci am definit ce e tabu. Ce e sexul și ce e sexualitate? Care e diferența între cele două? Sexul are două definiții. Sexul este odată aparatul genital extern. Da? Al femeii și al bărbatului. De aceea să știi că, și tu știi, dar o mai spunem o dată, în cărțile de identitate se urmărește înlocuirea termenului de sex cu termenul de gen. Deci suntem gen masculin și gen feminin, nu mai suntem sex feminin și sex masculin, pentru a nu fi conotații sexuale. Și referitor la sexualitate, sexualitatea este totalitatea principiilor care au la bază organele sexuale. Al doilea sens al sexului, diferit dincolo de organul sexual, este actul în sine. Sexual în sine, perfect. Sexualitatea este o știință în sine. Studiază din punct de vedere istoric, cultural, spiritual, religios, tot ce înseamnă activitatea sexuală. Bun, am definit termeni. Spuneai tu foarte bine că înainte vreme, sexul și sexualitatea nu erau subiecte interzise, nu erau subiecte care se vorbeau pe la colț. Da, oamenii nu umblau dezbrăcați pe stradă, dacă da. Mergem în... Bineînțeles, exact, așa am pornit din... Instinctele erau ca și acum, instinctele au rămas, da? Doar că civilizația, iată, impune rigori. Noi am fost la început goi. O spune și Biblia. Adam și Eva erau goi. Când ei s-au acoperit, deja păcătuiseră. Deci ei se acoperă în urma unui păcat, în urma mâncării fructului interzis. Prin acel fruct interzis, e o mare greșeală care trebuie înțeleasă dogmatic, Dumnezeu nu ne-a interzis cunoașterea. Ne-a interzis accesul
prea înalt la o virtute care nu ni se cădea, adică să devenim luciferi. Noi am vrut să luăm locul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu ne-a interzis cunoașterea unuia și a celuilalt. Se spune că am fost pedepsiți fiindcă ne-am cunoscut unul pe altul sexual. Nu e asta. Dumnezeu nu pentru asta ne pedepsește. Spune Andrei Pleșu, din moment ce am fost înzestrați cu aparat sexual, el are un scop, are o funcție. Dumnezeu nu ne dădea un organ și la fel biologia fără a o folosi. Deci nu este interzis. Și a vorbit despre lucrurile astea sunt, dacă vrei, Florina, lucrurile cele mai înălțătoare. Și asta spun de ce. Fiindcă ele țin specia. Tot ceea ce este important în lumea vie este aparatul sexual și sexualitatea. Pornind de la florile cele mai gingașe care urmăresc tot această fază, să știi că orice organism moare în urma sexualității și nu înainte. Dacă moare înainte, este un accident. Doamne ferește, sunt copii care mor. Dar orice organ trebuie să atingă maturitatea și orice organism pentru a se procrea și pentru a duce specia mai departe. Și nimic pe lumea asta nu e mai important decât actul procreei, fiindcă el ține de specia în sine. Deci noi nu numai că ne satisfacem o plăcere, dar noi asigurăm specia prin actul sexual și prin urmarea pe care o produce. Acum există o deviere care este aproape caracteristică specie umane. Nu prea o întâlnim la alte specii. Noi facem act sexual fără produs final, fără copil. Deci la noi actul sexual este o plăcere. În speciile animale, când are loc actul sexual, are loc în perioada de rut, în perioada în care împerecherea permite ovulația. Deci femela și masculul se întâlnesc numai când femela poate fi fertilă. Nu se întâlnesc așa la drum mare și oricând, cum credem noi. Nu, sunt niște ritualuri bine stabilite, în niște perioade anotimpurilor bine stabilite. Bun, deci asta e o primă deviere, dacă vrei, umană. Aceea a plăcerii. Nu știu acum cât de mare deviere să fie, că facem un lucru de plăcere. Nu-i așa? Asta ar fi păcatul, pe de-o parte. De ce a lăsat natura plăcerea? Că și animalele inferioare au plăcerea actului sexual. Fiindcă dacă n-am avea plăcerea actului sexual, specia ar dispărea. A lăsat natura sau au descoperit-o oamenii în evoluția lor? Exact. Dar vreau să spun că este o plăcere și la speciile inferioare, nu? Se vede din actul în sine. Sigur. Noi îl conștientizăm și putem să spunem că este o plăcere. Exceptând dispare unile de care poate discuta. Plăcerea actului sexual se datorează tot filozofic reproducerii. Fiindcă dacă ar fi fost un act forțat, am fi murit de mult. Fiind o plăcere, noi o facem nu pentru ce urmează, pentru procreere, ci pentru plăcerea în sine. Și rămâne un copil uneori sau de multe ori din eroare și nu întotdeauna dorit. Asta este o altă latură. Bun. Deci, iată, am definit niște lucruri ce importante. Ce importanță are sexualitatea? Este o importanță vitală. Este... Nu numai pentru individ. Este ce importanță are, tocmai ai da. Spus despre asta și ce importanță îi se acordă. Pentru că în trecut, așa cum am spus, nu îi se acorda mare importanță, ci și totul... Era cum era mâncarea. Era firesc. Cum era băutul. Era firescul, era instinctul primar. Era una din funcțiile firești, cum spui tu foarte bine, al organismului nostru. Sigur că da. Astăzi a devenit așa prohibit. Se vorbește pe la colțuri, mai mult se scrie un bilețel, mai mult se sugerează ceva. În schimb, sunt extremele, cum ai spus și tu. Se dezvoltă tot felul de comportamente, de limbaje non-verbale, de... În schimb, lasă locul, tocmai prin interdicția morală, promiscuității sexuale, fenomenelor pornografice, până la trafic de persoane și așa mai departe, vin tocmai prin interdicții, prin faptul că nu e permis. Un lucru care nu e permis, găsește căi colaterale de a se manifesta. Dacă e permis să meargă pe autostradă, merge pe autostrada principală. Dacă nu, există rute ocolitoare și ele sunt mult mai periculoase și mult mai tentante, fiindcă ceea ce tentează este fruct oprit. Bun, eu aș vrea să readucem puțin în termeni această sexualitate, în normalitate. Să spunem telespectatorilor noștri că actul sexual în sine este un act normal. Ce presupune însă normalitatea lui? Și aici avem o mare problemă. Noi hotărâsem cândva, și sigur vom împlini asta, să facem o emisiune despre pubertate. Vârsta pubertății a coborât mult. Înainte vreme... Așa este. Și nu undeva la 8-10 ani... Coborât mult. Înainte vreme și nu nevul mediu, cum a început emisiunea, ci acum 100 de ani. Statisticile arată că pe la 1850, deci 100-150 de ani, pubertatea era la 16 ani. Acum e la 10, 8 ani, cum spui tu. Păi ce facem dacă în următorul secol mai scade cu 5 ani? O să discutăm de puber la 5 ani? O să discutăm de vârste din acestea așa infantile? Care să fie cauza? Cauzele sunt hormonale, sunt atâția factori de stimulare, prezenți în mediu, prezenți în aliment. În alimentație. Mai mult decât oriunde. Acolo este cauza. Și acești factori fertilizatori înalți cresc nu numai produsele, ca în povești, de 10 ori, dar cresc și copiii noștri și le scurtează evoluția. Fiindcă dacă atingi pubertatea la 14 ani, atingi maturitatea la 20, unde ajunge? Finalul e, Doamne ferește, la 40-50. Motiv pentru care, dacă înainte vreme natura lăsase
Pubertatea ce înseamnă? Pubertatea înseamnă permiterea activității sexuale, din punct de vedere trupesc. Înseamnă maturarea aparatului genital. Finele pubertății, care era la 17 ani, însemna practic maturitate. Și atât corespunde cu majoratul, dacă te uiți bine, corespunde cu vârsta nubilă, cum se numește, vârsta când te poți căsători. E, acum, scăzând la 10-12 ani, avem surprize. Noi, ca medici de familie, medicii ginecologi și... Știu că ai avut o invitată în o dată cu doamna Ileana Popescu, doamna doctor, spunea exact de problema aceea avorturilor produse prea devreme, niciodată nu e prea devreme sau prea târziu, dar acele nașteri la vârstă mică și care de multe ori nu se termină cu naștere, ci cu avort. Educație sexuală. Exact, ați punctat foarte bine această emisiune. Iată motiv pentru care faptul că am scăzut acest prag, această vârstă a coborât foarte mult, îi aduce implicit la activitate sexuală. Nu poți să ții un copil matur sexual la 12 ani în pijama și cu cărți despre frații Grimm. Deci, în continuare, el gata. Matur sexual, ți este foarte greu. Ți este foarte greu. El este deplin încărcat sexual, hormonal, psihic. Psihic nu e, nu atinge maturitatea, dar hormonia lucrează. Hormonia îl bombardează. Și el vrea. Are un impuls care începe să dezvolte. Și atunci ce facem? Nu știu ce facem. Asta este normalitatea sau... trebuie umblat undeva. Unde este normalitatea? Cine o stabilește până la urmă? Pentru că, așa, conform educației pe care eu am primit-o de la părinții mei, tu de asemenea, da? De asemenea, nu... La 12 ani nu poți să accepți că, eu știu, copilul meu sau nu știu, orice alt copil de 12 ani este pregătit să-și înceapă viața sexuală. Cu toate astea, tu spui că organismul atinge. Este pregătit și există impulsul. Noi trebuie să-l blocăm încă 6-8 ani să atingem vârsta biologică anterioară, naturală și normală pentru procreere, adică 18 ani. Ori lucrul ăsta, de la 12 ani până la 18 ani, ai 6 ani de lucru cu un copil care nu mai e copil, care biologic e de vârsta ta, a părintelui. Copilul atinge vârsta părintelui după 10 ani de viață. Este nepermis. Dar e un fapt biologic. De asta spun. Normalitatea era înainte. Era când la 16-18 ani era maturitate. Am ieșit din natură, am intrat în supraproducție alimentară și de altă natură, există și fel de tratamente supra-sofisticate și, cum ai zis foarte bine, alimente, dar și diverse alte produse, și radier și tot ce mai se întâmplă în jurul nostru, duc la perturbări severe ale structurilor hormonale, ale structurilor gonadice și ale tuturor elementelor acestea. Care sunt problemele acum? Odată, o frustrare a acelui copil și a celui tânăr. El va fi frustrat că nu îi se dă voie să-și facă libertatea lui, care este și una sexuală. Sau de multe ori, discutam cu psihologi care spuneau că se sperie și ei de transformările lor, sunt nepregătiți pentru aceste transformări rapide. Și atunci se creează tulburări grave dacă nu sunt consiliați. Pentru că sunt copii care ating pubertatea, sunt copii care nu ating, nu sunt atât de dezvoltați. Și atunci vezi un copil de 12 ani foarte dezvoltat și vezi un țânc, da? Așa cum erau ani în urmă, că noi la 12 ani eram niște copii, ne jucam cu păpușile. Nici vorba să fim pregătiți sau dezvoltați încât să putem procrea. Da? Eu am trăit în copilăria mea și în, mă rog, primii ani ai pubertății spre adolescență, deci până 17-18 ani am mers în tabere, și vara și iarna. Și având o soră cu 2 ani mai mare, chiar aveam acces și spre dormitorul fetelor. Și am văzut cum se rujează, cum se aranjează, exact cum știi foarte bine că fac de la vârste mai mici. Și câteva erau mai dezvoltate, la fel și în băieților. Câțiva erau cu ani peste noi, deși ca vârstă erau doar cu un an, 2 ani. Și aceia erau liderii de generație. Deci noi am avut niște lideri falși de generație. Acei maturi sexual, extrem de împliniți, aveau deja tulee de barbă, știau să, nu știu ce să facă la discotecă, știau, aveau tehnici sportive și alte lucruri de-astea de mare maturitate pe care noi nu le atinsesem, da? Deci diferențele erau foarte mici. Dar nu era vina lor. Nu era vina lor, nu. Dar chiar își asumau niște roluri de oameni maturi. Era șef de dormitor și poligam și lucruri de-astea, știi? I-am urmărit în evoluție. Cu sau fără voia mea. Poate am avut și frustrările mele atunci, în copilărie, văzând că eu nu sunt unul din aceștia supra-dotați. S-au ratat. În marea lor majoritate. Șefii de generație erotică,
Da? Avem lider. Cred că și tu știi în zona ta, fata care avea cei mai mulți prieteni, băiatul care avea cele mai multe prieteni. Da, fetele cele un mai... istoric ăsta, adică, știi, un carnet foarte de... dezvoltate da, fizic. Da, da, da. Și care avea un carnet de realizări erotice pe linia asta. Ei, s-au epuizat. Problema asta vine din Grecia Antică. Nu să facem des o repetire la toată istoria omenirii, fiindcă lucrul ăsta trebuie văzut în dinamică și nu doar în ultima sută de ani. În toată istoria Greciei Antice au fost olimpiadele și acolo erau probe multiple. Era și probă de tir cu arcul, și probă de alergat, și probă de greutate, și probă de poezie pentru un același sportiv de aclamat și așa mai departe. Se ratau copiii, fiindcă se porneau de la vârstă mică, care deveneau premianți la, în primii lor ani, la 7 ani, la 10 ani, la 11 ani. De ce? Apărea epuizarea. Se epuizau resursele. În medicină se numește datorie de oxigen. Dacă alegi acum 2 ore, toată noaptea gâfâi, fiindcă ai un exces de oxigen care trebuie să-l reglezi și respirația ta este hiperpneică, o respirație intensă pe tot parcursul nopții ca să-ți repari oxigenul pe care l-ai pierdut pe parcursul zilei și organismul ți-a dat din rezervă. Valabil, probabil, acum ca o paranteză, nu doar în alergări, ci în, așa ca informație medicală, în orice caz, orice efort depus, da? Se intră și psihic în... și într-o datorie care trebuie plătită. Cum da. E la bancă? Ți-ai făcut creditul, plătești mult mai mult după aceea. Cam așa e și cu da. Datoria de oxigen și cu datoria mentală, ce ai făcut supra-licitat, trebuie să plătești pe urmă în timp. Și ceilalți care au fost riguroși și au venit din urmă, te întrec. E fabula lui La Fontaine în care Ariciul, în concurs cu iepurele, câștigă Ariciul. Fiindcă Ariciul pornește din timp și iepurele doarme și spune că va pleca peste o oră. Uneori datoria aia nu mai recuperezi. Deci aș propune părinților care se uită la noi să facă principiul step by step al pașilor mărunți și să-și învețe copiii. E foarte greu să faci practica asta. Noi încă teoretizăm acum, dar când ai un copil și tu știi ce înseamnă să vorbești zilnic cu el, atunci e mult mai greu să-i combați frustrările, să-i întreții speranțele, care pot fi zadarnice, dar nu le poți zdruncina. Dar e bine să-i recunoști. E bine să-i recunoști. E bine să știi toate tentațiile. Din păcate, puține mame și puțini tați și puțini bunici vorbesc cu copiilor despre implicarea erotică. Acest subiect tabu pornește din familie și aici e marea greșeală. Spune ușor să n-audă la mic. Spune că a venit barza și încă pe la 10 ani se mai spune de barză, deci gluma aia de întreabă, zice, dar în familia asta nu e nicio naștere normală. Deci nu se poate să zici mereu că a venit barza. Încearcă de la vârste mai mici să-i spui adevăr. În engleză se spune discussion about bees, să vorbești despre albine, știi? Când vorbește mama cu tata, spune, hai să vorbim despre albine, adică despre sex, dar pe departe. Să încep da. Cum se mulțesc albinele și cum ajungi la fluturi, cum ajungi la flori. Și tot într-o glumă, mama îi spune tatălui, dar mai treci și tu la oameni. Știi că s-a tot discutat de vier, de gândaș și așa. Și s-ar putea să nu mai ajungem niciodată la oameni, tot amânând discuția asta. Și cum ai spus tu, să o dai informația, să o precizezi pe rând, treptat și disimulat, nu, oarecum, nu ca pe ceva, nu impulsiv, nu da, la masa de ca lucru, ca pe ceva firesc, exact, la mare, pe plajă, într-o plimbare, da. Într-o discuție lejeră și treptat indusă și s-o transmisă natural. Informația foarte natural, fără apăsări, fără accente, fără nu cu strângeri de inimă, nu vorbim despre ceva interzis. Deci, asta spun, este foarte, foarte important cum transmitem și de când. Un copil poate să afle despre asta de la cele mai mici vârste, în termenii adaptați vârstei. Nu neapărat, nu vorbi despre sex, ci copilul este născut din mami și tati și nu l-a adus barza. Asta cu barza... Da, e deja copilul își va pierde încrederea în tine. Dacă tu îi spui la nesfârșit că a venit barza, la 10 ani, la 9 ani, sper că nu mai este situația. Dar copilul de regulă nu întreabă. În momentul în care întreabă, tu trebuie să fii pregătit să-i răspunzi, dar corect, nu cu barza. Corect, corect, corect. Și într-un mod delicat, într-o iubire, din dragoste și e mult mai frumos. Sigur. E mult mai frumos. Păi... Sigur. Să-i explici ce am împrumutat, să-i povestești despre asemănările lui cu părinții. Da, sunt exact foarte... aici, da. Am exercițiul ăsta și... Transmiterea unui caracter exact care presupune iubirea dintre doi părinți. Bun, hai să atingem altă latură. Este latura educațională. Ce face școala în acest sens? Ce există face școala? Ore despre iubire? Există ore nu. Despre dragoste? Nu. Există ore despre dragostea fizică? Nu știm, nu ne pronunțăm. Îmi amintesc în liceu, am avut un profesor, era cel mai iubit profesor, nu vreau să-i supăr pe ceilalți profesori. Întotdeauna e cineva cel mai iubit. Dar, pentru că era apropiat de noi, era profesor de biologie, profesorul Dinu, Dumnezeu să-l odihnească.
La biologie făceam biologie, la anatomie făceam anatomie și mi-a explicat cum se fac copiii. Ajunsesem să nu mai râdem, să nu ne mai amuzăm, specific vârstei, da? La orele astea, educație, igienă, lucruri pe care le-am învățat de atunci și le-am înțeles așa cum trebuia la vârsta la care trebuie. Un lucru rar întâlnit în acea perioadă. Da. Astăzi în primul rând profesorul de biologie, clar. Este cel care trebuie să ne învețe să mai mult decât oricine, sigur. Latura biologică, latura fizică. Nu este însă suficient. N-am să cer profesorul de matematică, poate. Sau profesorii de fizică care ne poate învăța histerezii sub forța de frecare, elemente conexe actului sexual, dar nu actul sexual în sine. Să știi că am avut parte de profesori de alte materii decât cea de biologie. Am avut parte și de biologie, dar dau, de exemplu, profesorul Manda, Dumitru Manda de fizică, în care ne povestea întotdeauna și altceva. Și aici este arta enciclopedică a unui profesor. Știe că dincolo de Newton, dincolo de Einstein, trebuie să rămâi cu viața de zi cu zi. Și lucrurile astea sunt foarte importante. Ce trebuie să învățăm de la școală? Latura de dragoste, astăzi sunt ore de religie și acolo sigur ni se spune despre iubirea cerească și iubirea divină care presupune procreația, care presupune să avem copii. Cosmin, pe asta ar trebui să se pună accentul pe dragoste, pe iubire. Da, că de aici pornește. Însă acolo există niște derapaje despre care o să vorbim într-o altă emisiune. Dacă religia are ca principal scop iubirea de Dumnezeu, iubirea de semeni, sunt profesori, sunt preoți, nu știu ce sunt, care îi sperie pe copii, îi îndepărtează, îi deturnează de la iubire prin latura, prin tăișul. Rigidă, sofistică, sigur. Rigidă, da. Da, da. Tocmai asta e hard. Știi, există iadul. Copilul meu a venit îngrozit acasă după o oră de religie când i s-a spus, știi, dacă greșești că vei merge în iad. Punitiv. Și nu vei mai întâlni mama niciodată. Bine, am reușit să o repoziționez față de religie, pentru că e foarte greu. Eu vreau să meargă, eu vreau să iubească religia și nu să se sperie sau să nu fiu nevoită să-i spun nu este adevărat ce ți-au spus acolo. Latura asta mai întunecată, mai greu de înțeles, trebuie lăsată și nu să pui în manualul de clasa a doua, a treia, copilul care nu știu ce năzbâtie a făcut, a căzut de pe scară și a rupt o mână. Și cu religia e un subiect foarte delicat, de unde au apărut și acele discuții la nivel național. Cu ora de religie? Cu ora de religie, sigur că da. Eu am avut niște întâlniri profetice, Florina, cu părintele Justin Marchiș, cu care am mers la case de copii din București, pe vremea facultății mele, și mergeam la Biserica Stavo Poleos, chiar lângă Biblioteca Națională pe atunci, unde citeam, și efectiv în pauzele din bibliotecă mergeam și vorbeam cu domnia sa tot ce înseamnă religios. Și acolo era chiar un duhovnic. L-am întâlnit pe părintele Constantin Galeriu, în care iar am avut, ne spunea mereu, că îi place să împletească întrebările noastre, adică nu să dea un răspuns, ci să vină cu altă întrebare. Și aici pe Sfinția sa Episcopul Ambrozie al Giurgiului, cu care am avut discuții duhovnicești vis-a-vis de dragoste, vis-a-vis de relația cu copiii, de iubirea de semeni. Părintele Edmond Popa, care realizează emisiunea Giurgiu TV, iată, sunt oameni de care te apropii, dar trebuie să fie toți așa. Trebuie să extindem spiritualitatea câtorva la spiritualitatea tuturor, mai ales în domeniul preoțesc, este destul de greu. Rolul dirigentului, al învățătorului, al dascălului, de orice materie, dar mai ales care se ocupă de clasă în ansamblul ei, este unul hotărător. Bun, cred că ar trebui chiar niște manuale simplificate, dar frumos redate, cu riscul de boală sexuală, cu sigur, aparatul genital bine redat, cu niște norme, cu niște elemente vesele, astfel încât omul să știe, nu omul că e deja om, nu, la dincolo de o vârstă, putem să-l considerăm cu destulă maturitate, să își asume și să înțeleagă lucrurile acelea. Altfel, accesul nelimitat. De ce nu își asumă nimeni? Este un proiect greu de implementat. E greu. Da? Și foarte complex și la care ar trebui să concure și biologul, iată, și preotul, sigur, și da, esteticianul. Nu-și asumă nimeni, învățământul lor cum este la pământ. Exact cum ai zis tu, fiindcă e un subiect tabu. Eu aș face
subiect de catalog, de notă, sexualitatea. Sigur că da. Important. De aia te vei mai mult decât de matematică. Sigur că da. Mai mult decât de geometrie, mai mult decât de geografie, mai mult decât de utilaj tehnic. Da? La ce, care este vârsta potrivită? Când trebuie să, sau când este cel mai bine să încep să-i transmiți copilului informații? Nu să spun, decât statistic, fiindcă ține de fiecare copil în parte, să știi. Eu mă strălutam cu fetele de la grădiniță. Când aud acum, n-ai prietenă, că e de-abia clasa 8. Păi noi din la grădință știam care e prietena mea și care e prietena ta, celălalt băiat. Și când ne fotografiam, eram eu, ea, el, ea, eu, el, ea. Deci eram cupluri erau. Și s-au păstrat în grădiniță. Deci clar, fugeam după fete și le apucam. Era o primă relație de iubire. Clar și știam clar, aveam prototipul iubirii. Bun, la școală general nu mai vorbesc. Ia, niște pasiuni. Clar. Făceam primele invitație la film, mergeam la ziua unei fete și eram mai mult și știam fiecare cu cine dansează și cu cui este predestinat, lucruri care nu s-au împlinit până la urmă. Dar ele erau în mintea noastră foarte clare. Deci asta când aud acum, nu că nu ia 8-a, nu ia 9-a, încă nu putem să discutăm despre așa ceva. Vorbește despre dragoste, vorbește despre prietenie, vorbește despre respectul față de o fată, să știi să faci o invitație, să știi să dăruiești o floare, să știi să o ajuți la un ghiozdan, să știi să o ajuți la o temă. Copiii fac asta. Dar trebuie să o facă puțin. Știi, poate o fac inconștient și nu realizează. Păi na, știi, cam de când vezi că băiatul merge spre fetiță și fetița spre un băiat. Știi că la grădință mai mulți sunt fetițe între ele, băieți între ei, cu excepțiile de rigoare și, după părerea mea, nu sunt excepții. Eu ți-am zis, am fost în această categorie de a te apropia de partenerul de sex opus. Bine. Cred că fiecare vârstă are nuanța ei. De la grădință, jocul cu batistuța, pe care știm cu toți, e un joc între băieți și fete. Da. Iată, mi-au să aminte. Da. Am pierdut o batistuță. Iată, nu suntem la școală, nu știm să citim când facem jocul ăla. Ce vrei mai mult? Până la periniță. Nu e nicio diferență între batistuță și periniță. De adulți. Decât finalul diferă. Sigur, da. Deci vezi? Uite, acum m-am gândit la lucrul acesta. Eu cred că fiecare... făcut o conexiune. Da, fiecare an școlar și de grădiniță are și un impact sexual și erotic. Și doamna educatoare, sunt sigur că are în minte lucrul ăsta și știe și trebuie să predea și să vină cu cântecelele, cu poeziile și cu nuanțele respective până de la copii mai mari. Școala da. E primă. Eu am întâlnit în Giurgiu, Florina, eram la carturi în zona parcului elevilor, sex între doi copii de clasa 3-a. Și eram noi cu carturile și ne plimbam pe acolo, la săracul posatul domnul profesor Cornea și ne-am dus acolo, stai seama, că nu exista internet pe atunci, discutăm de anii 80. Și lucrurile astea ieșeau. Și am mai întâlnit asta fiind în rezidențiat la Pitești, tot așa un copilaș, fii atentă, eu eram la etajul 4, învățam pentru medicina de familie, în anul de rezidențiat din Pitești și copilul ăla făcea dragoste cu o păpușă pe o mașină. Deci lucrurile astea le-am văzut. Deci iată, există deviații. Ce facem cu ele? Nu trebuie să le punem sub covor. Nu, noi suntem le perfecți. Le punem, dar tot din lipsa să fie informației, să fie rare, sosită la timp și implementat așa cum trebuie, da? Pentru că nu s-ar ajunge la astfel de accidente care au un impact nu atât fizic cât psihic. Da. Florina, ce facem cu copiii ăștia? Copil care are activitate erotică la clasa 10, la 10 ani, pardon. Iar activitatea erotică... Bine, mulți sunt victime ale unor care abuzuri. Exact. Și tot din lipsa educației nu se pot apăra. Pentru că... Sunt tentați, sunt duși cu zahărelul și se duc unde nu trebuie. I-am explicat, revin în discuție, pentru că, am o fetiță și deja cunoaște semnele, știe de ce să se ferească. Da, comunicăm. Da. Foarte să nu se ducă cu adulți, lucrurile astea trebuie spuse. Sigur că da. Într-o mașină, pentru o prăjitură. Sigur că pentru... da, niciodată. Da, da. Niciodată. Există pedofilia care trebuie oprită înainte de a se manifesta. Vreau să spun că natura ne-a lăsat o activitate erotică de la puțin timp după naștere. Există onanismul, există frecarea coapselor fetițelor până într-un an. Deci asta există. Cu stimulare erotică. Ei fac auto-stimulare erotică. Sunt autoerogene. Se spune chiar subtul de la mamă este un prim fenomen erotic. Da, și așa este. Aspectele vizuale, bucale și senzuale țin de lucrurile astea. Buzele rămân zonele cele mai sensibile, afectiv. Încă de atunci au un stigmat, au o pregnație importantă.
Deci, vezi, ajungem în Freud aici. Freud leagă tot ce se întâmplă în mintea omului de sex. Și nu cred că greșește foarte mult. El a dus în extrem lucrul ăsta, fiindcă până atunci nu se vorbise atât. În subconștient, da, este exact, activ. Subconștient este activitate sexuală. Tot timpul, când vezi o femeie frumoasă, o respecti, o vezi cum citești, o apreciezi, dar în mintea ta o vezi goală. În mintea ta o vezi soție, în mintea ta o vezi într-o activitate erotică. Dar nu-i spui niciodată asta. Bun. Ce mai spune Freud? Spune că toate frustrările noastre sunt sexuale. Că tot ceea ce nu putem atinge are de fapt o conotație sexuală. Că noi vrem să fim în tocmai orangutanilor de pe timpuri, să avem cele mai multe, și de acum, să avem cele mai multe femele. Cu cât avem mai multe cicatrici, cu cât suntem mai brăzdat, cu atât suntem mai iubiți. Fiindcă am purtat mai multe războaie și suntem individul suprem, masculul suprem al cetei. Lucruri reale. Femeile nu se îndrăgostesc de bărbații cei mai frumoși. Uite-te care sunt cei mai frumoși bărbați de pe planetă. Cu excepția poate al câtorva fenomene hollywoodiene, în realitate și acolo actorii care deocamdată sunt de 50 de ani se îndrăgostesc actori... de băieții roi. De... Da, exact, exact, exact. Tough guy, exact. Ăștia sunt, da, da. Care emană forță. Exact, sau... fiindcă femeia asta vrea de un bărbat. Și bărbatul își mai schimbă și el opțiunile. Nu mai vrea femeia gingașă și femeia romantică de la Castel și Palidă. Vrea femeia erotică, femeia care știe activitate sexuală. Da, sunt atrași, nu știu dacă dintotdeauna, de vulgar. Da, e de discutat dacă dintotdeauna. Au fost și perioade romantice. Sau au fost poate numai în mintea unora. În mintea poeților, a... Ei au reușit să transmită mai departe, nu știm ce. Da, da, da. Asta au preferat, sigur că de obicei a preferat eroticul dur, cum ai spus fenomenul plenar. Hai să ne întoarcem la vremea lui Shakespeare. În vremea lui Shakespeare, sexualitatea era pe masă, era pe tapet. Toate operele lui Shakespeare, să știi că sunt bine cenzurate în ziua de azi și ele nu au totalitatea replicilor și nu se traduc cuvânt cu cuvânt cum se exprimau atunci. De ce? Shakespeare avea nevoie de bani. El câștiga din scena care era în ziua respectivă. Și ca să vină oamenii de rând care mâncau nuci și portocale în timpul spectacolului, să-și mai arunce un ochi și pe scenă, fiindcă era la lumina zilei și era fără decor, fără nimic, trebuia să-i atrage atenția cu ceva. Și când îi spuneai chestia asta, cine este animalul cu două spinări? Este dragostea, între bărbați și femeie, dintr-o dată râdeau și dintr-o dată îi apuca bucuria și așa. Deci, lucru deplasat la vremea aceea. Acum, iată, așa este atrasă atenția, da. Și acum. Nu, din momentul ce... Există nișa. Da. Din momentul care... ce atrăgea atenția și atunci, probabil că perturba și atunci, să zic așa, dar într-un mod comic și distractiv, în orice caz atrăgea mulțimea. Și în continuare mulțimea, ceea ce înseamnă statistica astăzi, deci undeva 90% din noi, suntem atrași de astfel de fenomene. Eu vreau să spun că și cei mai snob dintre noi și mai gomoși, care spunem că ne interesează numai filozofia kantiană, trepidăm în fața unor picioare dezvelite, în fața unui sân care se vede și așa mai departe. Se spune că Melena din Troia îl recâștigă pe Menelau, deci făcându-și puțin bustul, nu? Fiindcă Menelau vine și vrea să o moare. După 10 ani după războiul Troiei, își dă seama cine a purtat acel război, nu? Care a fost miza. Și ea îi cade în brațe și revine iubita lui după 10 ani în care fusese iubirea lui Paris. Deci, iată, bărbatul cedează. Și bărbatul, repet, și cel erou, și cel savant, spune Cioran, acum e de gândit. Cioran spune că o femeie te poate scăpa de Dumnezeu, dar Dumnezeu te scapă de toate femeile. Deci, atât merge. Doar Dumnezeu te scapă de toate femeile. Și tot el spune, femeile sunt pentru cei care n-au descoperit cartea. E greu. E greu de spus lucrurile astea, dar cred că sunt excepții. Excepțiile literaților, da, ale celor supradivini, da. Nu-i așa? Ale celor extrem de îndreptați spre cult, ale asceților. Și aici e de făcut o discuție pe care nu o să o facem noi. Poate avem nevoie de un preot. Ce înseamnă ascetism? Ce înseamnă călugăria? Ce înseamnă renunțarea? Monahismul? Ce înseamnă renunțarea la viața de cuplu? Da. Întoarcerea totul către Dumnezeu. Poziția preoților catolici, nu? Diferită de a preoților ortodoxi, nu-i așa? Este mai permisivă. Da. Și... până la urmă, e sau nu e un păcat a fi cu o femeie? Dar cu toate, acum ai dar atins nu putem noi să facem un subiect, decât extra vorbim despre catolici, dar dacă discutăm despre instituția căsătoriei, catolicii o tratează altfel decât ortodoxi. Păi până acum, că Florina, spune tu. În religia catolică să te poți rupe, ăsta e un proces asta la lung. Până acum, până la Papa Francis, nu se putea face divorț în religia catolică.
Acum Papa Francisc a dat niște norme care permit o separare, spune, nu-i spune divorț, dar o separare conjugală. Da. Ce facem astăzi? Ce facem astăzi, Cosmin? Sunt revistele, sunt canalele, unele canale, sunt revistele, da, pentru... Cum îi ferim pe copiii noștri? Decât informându-te. Informându-te corect asupra fenomenului respectiv. Când el devine un fenomen la vedere, el nu mai este unul tentant. Deci copilului trebuie să-i arăți pe grupe de vârstă, cum am spus, detaliile anatomice, fiziologice, funcționale, chiar luând înaintea vârstei și înaintea manualului, să nu așteptăm vârstele școlare mari, fiindcă clar copilul tău are acces la internet și copilul tuturor, prin copilul tău, înțeleg, copilul tuturor, vine colegul cu telefon mobil, cu tabletă, chiar dacă tu ai restricționat programele, chiar dacă urmărești să fie numai jocuri sau nu mai știu ce. Și ele până la urmă fac parte din firesc și trebuie să intre astăzi mai devreme în viața copilului. Concluzia primă a emisiunii noastre asta este. Trebuie să intrăm mai devreme în regulile sexuale, nu să le practicăm, dar să le cunoaștem în normele sexuale și să le întârziem cât de mult putem. Din păcate, noi ne confruntăm la cabinetul medicului de familie cu fete gravide la 14 ani, la 15 ani. Am fete de 18 ani care au 3 copii. Și atunci viața lor este distrusă. Ele nu și-au terminat perioada școlară. Ce spun? Nici nu se sizează, să știi. Spui problema mentalului lor, a capacităților de a înțelege. Nici măcar un instinct matern nu au. Înțelegi? Nu au nici o grijă extraordinară. Acești copii ajung în casele de copii? Acești copii sunt abandonați de multe ori. Nu sunt îngrijiți cum trebuie. Fiindcă o fată care are 3 copii la 17 ani nu se poate îngriji pe sine. Chiar dacă da, pot. Încă 3. Chiar dacă pot procrea, iată, psihic, psihologic, nu s-au maturizat. Biologic pot crea de la 12 ani. N-au resursa economică, care e foarte importantă, n-au resursa psihică, n-au resursa motivațională, de multe ori sunt abandonate de instinctul matern, sau soții de aceeași vârstă și nu are nici el maturitate. E complicat aici. Americanii au o discuție interesantă. Îi spun că dacă permiți unui tânăr să se înroleze de la 16 ani, trebuie să-i permiți și activitate sexuală și independență și să nu mai vină cu mama la doctor. Deci ei acceptă, da, ca individualitate masculină sau feminină, pe acei indivizi care își asumă niște roluri sociale, civice și așa mai departe, de la vârstă mai tânăr. Da, un om pe deplin angajat, care îți vine dintr-un război, care îți vine dintr-o luptă, care îți vine din mai știu ce, la 16 ani, 16 ani jumate, da, omul e matur. Da, sunt puțini. Marea majoritate se maturizează incomplet printr-un copil, prin doi copii și nu fac decât să cunoască un destin dramatic al vieții, uneori chiar tragic. Cine ar trebui să facă această educație sexuală în școli? Și noi, cei din media, școlile, cum ai spus, preoții și o fac, sunt convins, dar trebuie să o facă la fiecare liturghie și la fiecare slujbă. Noi toți. Să îl poți educa să se ferească de bolile cu transmitere sexuală. Da. Trebuie să înțeleagă în primul rând activitatea sexuală, da? Deci toate sunt etape, pentru că dacă îi spui ferește-te, deja asta e cu două tăișuri. Poate fi privit sexul ca și un pericol, exact. Da? De vreme ce nu e deloc așa, dar cum facem? Explicându-i mai întâi activitatea fiziologică normală, activitatea sexuală în sine și, sau mai întâi, hai să o luăm metodic, explicându-i mai întâi dragoste, explicându-i mai întâi iubirea și apoi ajungi la activitatea sexuală. Dragoste înseamnă un respect față de ființa pe care o ai în față și un respect care are în el căldură. Nu e un respect cazon, nu e un respect militar, rece, de graniță, de frontieră, de interdicție, de normă. E un respect din iubire. Și asta e respectul divin, respectul creștin, respectul, sunt convins și în alte religii. Și astfel de respect față de partener, față de ființa iubită, îți creează secundar și activitatea sexuală. Dar mai întâi să pornim de această iubire, trebuie să iubești pe cel de lângă tine, trebuie să iubești ființa, trebuie să iubești diferit, există o iubire directă față de prima persoană, care este cea mai apropiată, dar și iubirea față de omul simplu, față de cerșător, față de nevolnic, față de omul ciung și așa mai departe. Astea trebuie învățate. Și atunci, clar diferențiem latura asta erotică, împlinită sexual, împlinită printr-un copil, și ca să ai copil trebuie să ai vârsta de a-l ține, trebuie să ai o profesie, o meserie, nu zic o facultate. Poți să fii de la 18 ani în muncă și să ai propria tale fermă, propria ta muncă la strunc și să ai un copil și să fii bucuros de copilul acela.
Dar tare mi-e teamă că făcându-l prea devreme și în paralel făcând facultate, în paralel muncind în ture de noapte și așa, s-ar putea să nu te bucuri de acel copil. Și plasându-l la mama și ta și la bunica mai lui, ales. Da, și la bunica lui în speță, e un copil ratat și o viața ta ratată. Fiindcă nu te vei bucura decât de nepoți. Și se cam poartă asta. Nu odată, bunicii sunt cei care știu foarte bine ce se întâmplă cu nepoții lor. Bunicii sunt la altă vârstă. La o vârstă permisivă. O vârstă în care înțeleg și nu impun nimic. Câtă vreme că vine părintele acasă, nu și-a făcut temele, nu s-a spălat pe dinți, nu știu ce. Bunicul ce lasă, le face mâine. Iată, asta este diferența. Nu e un lucru tocmai rău. Copilul trăiește într-un mediu mai cald, dar uneori, fiind prea permisiv, s-ar putea să fie un ratat. Revenind la bolile cu transmitere sexuală de care spuneai tu, ele sunt nenumărate. Și aici este iar rolul nostru, când spun al nostru, mă refer al medicilor, este rolul vostru, al celor din media, este rolul preoților și al dascărilor. Rolul acestor elemente, acestor instituții, până la urmă, este și al familiei, cu care trebuie să încheiem și cu care trebuie să începem orice discuție, este un rol deosebit. Și aici trebuie să le spunem de riscurile majore. Sunt în continuare boli intratabile. SIDA, hepatitele grave. Astăzi avem, în sfârșit, remediu hepatitei C și e o mare știre la nivel mondial, valabilă și în România. Hepatita C este curabilă, în sfârșit. Ea se transmite astăzi masiv sexual și mult mai rar prin transfuzie, fiindcă astăzi există sângele verificat, dar se transmite prin drogurile intravenoase. Bun. Sexul este legat și de activitatea cu drogurile, fiindcă este acel sex contra drog. Respectiva nu are bani să-și plătească drogul și atunci contra unei partide de sex primește drogul. Respectiva nu are sursă să se plime sau mai știu ce să facă și atunci face asta. O monedă de schimb. Și atunci apare traficul de persoane, atunci apare drogul și atunci apar și aceste complicații. Ele pot fi prevenite din casă. Nu atât poliția previne lucrul ăsta. Previne din familia, casă, exact, care le spune să evite anumite anturaje. Familia e prima care observă ceva dubios în comportamentul copilului. Niște cearcăni, un telefon ascuns, un număr necunoscut, ieșirile la ore nepotrivite și așa mai departe, un comportament ciudat și așa mai departe. Familia este prima și ea trebuie să se sesizeze. În mod delicat, mai întâi vorbească copilul, apoi cu profesorii, cu poliția, cu toate cadrele implicate, cu toți factorii responsabili. E ceva foarte delicat. Deci textul are aceste complicații. Bolile venerice, drogurile, traficul de persoane, câți nu se duc să muncească în țări străine, câte nu se duc și sunt închise acolo și sunt ostracizate și sunt puse să se prostitueze și așa mai departe. Este un fenomen. Câte la un moment dat nu acceptă lucrul acesta. De necontrolat. Exact, exact. Fiindcă nu mai au un control, fiindcă și-au ratat viața deja după astfel de puse, după astfel de incursiuni, devine la un moment dat o boală și femeia devine o marfă și bărbatul. Da, și dacă asculți istoria fiecăreia, adică au explicațiile lor pertinente și o justificare. O justificare pe care o găsești și tu ascultând-o, pentru că da. Există aceste traume și lipsa informației. Noi am ajuns la finalul emisiunii. Repede. A trecut foarte repede, o plăcere să vorbesc cu tine despre... Continuăm și pe subiectul ăsta și pe alte subiecte. Da, sunt multe de spus, așa cum am spus. Poate este cel mai important și, din păcate, tratat, poate spun mult, superficial, spre deloc. Da, atâta vreme cât e ascuns, cât e ținut sub un opercul, nu cine, poate fi cunoscut. Cine trebuie să spargă zidul ăsta? Familia, de unde trebuie să înceapă? Familia, după părerea mea, familia, fiindcă e prima și noi lor ne adresăm acum, presupunem că școala știe ce are de făcut? Biserica știe ce are de făcut? În mod clar. Dacă, acum, la final, dacă te-ai adresa părinților care se uită la noi și au copii acasă și au copii, ce le-ai spune? Unde duce această lipsă de comunicare pe această temă? Eu cred că acolo unde există o comunicare adevărată există pe orice temă. Dar hai să restrângem pe această temă. Unde? Care sunt consecințele? Ca să conștientizeze. Mă adresez ție sau părinților? Părinților, prin tine. Dragi părinți, vă spun în primul rând că a ști despre ce e vorba înseamnă a salva un copil. Ai spune ce înseamnă dragostea. Ai spune impactul
erotic și ajungem și la latura fizică, este cel mai important lucru în viață. Mai importantă decât materiile școlare, mai importantă decât curicula școlară, mai important decât tot ce se întâmplă în casă, este modul în care copilul dumneavoastră înțelege activitatea lui viitoare, înțelege dragostea. Și dragostea trupească e numai o etapă, numai o consecință a dragostei sufletești. Da, cine trebuie... mi-a venit o întrebare așa, că probabil sunt curiozități. Cine trebuie să transmită micului, micuțului, băiețelului, cine trebuie să transmită familiei, părinții? Am înțeles. Conform afinităților din familie, pentru că există comunicări. Da, în unele familii, fetița comunică mai bine cu tatăl, băiețelul mai... N-are importanță de unde vine. Concret, din familia mea, sora mea comunica mai bine cu mama mea și eu mai bine cu tatăl meu, să se comunice acolo unde este canal, acolo unde este legătura, da? În general, însă, fetițe sunt mai apropiate de mame. Se duc, se spală când sunt mici, mama îi spune de prima menstruă și da, s-a spus. Da. În general, lucrurile așa stau și copiii mai mult cu tații. Aleargă, sport, nu știu ce. Și atunci tatăl, am un prieten foarte bun la București, și îmi spune, în timp ce joc tenis, în timp ce notăm, în timp ce așa, el află de la mine diverse lucruri. Cu caracter erotic spuse, însă, într-un mod civilizat, plăcut, dar în același timp și cu o glumiță și pe înțelesul lui, că nu o să îi spunem numai de limbaje de-astea supra-elevate, că nu o să înțeleagă nimic. Mulțumesc, Cosmin, pentru această oră specială. Un subiect care merită dezbătut și cred că merită o rubrică. Da. Cred că merită o rubrică pentru copiii noștri. Pentru copiii noștri, în primul rând. O emisiune foarte interesantă. Vă felicit. Salutări invitatului Cosmin Mulțumim. Georgescu. O forță intelectuală deosebită. Mulțumim. Absolut. Interesantă emisiune cu subiecte diverse, interesante și cu invitați deosebiți. Este meritul realizatoarei, spune telespectatorul, este meritul invitatului, dacă mă întrebați pe mine, pentru că... Ne împărțim meritele. Mulțumesc, Cosmin, meritele încă o dată. Și al celor care ne urmăresc. Și al echipei de aici, al tuturor. Frumoase echipe, dragilor mei colegi, le mulțumesc. Ionel Taifas, colegul meu de la cameră, Răzvan, George, le mulțumesc pentru că sunt alături la fiecare emisiune și transmit. Contăm pe ei. Da, transmit așa frumos cum vedeți dumneavoastră acasă. Mulțumesc încă o dată. Chiar mai frumos decât suntem. Numai bine. Mulțumesc chiar. Atât pentru această seară, interesant subiect, complex, îl vom aborda și cu un ginecolog în platou și cu un psiholog și dragul meu coleg Cosmin Georgescu. Bun. Atât pentru astă seară, noi ne revedem luni la o nouă ediție Audiența. Până luni însă rămâneți cu TV Giurgiu, numai bine!